preluarea stagiunii Cafenelei Critice, care nu e chiar un teatru, dar așa e calendarul cultural. Toamna repornesc toate și odată cu redeschiderea universităților, cu debutul anului universitar și, deci, odată cu repornirea de toamna stagiunilor de toate felurile, redeschidem și Cafeneaua Critică, despre care cred că mai toată lumea de aici știe despre ce-i vorba. Într-o frază recapitulativă, dar am să lungesc lucrurile, de ceva ani încercăm aici la Club A, am mai fost și la alte locații, am început cândva la mijlocul anilor 90, în subsolul Facultății de Litere, sub titulatura pe care așa am asamblat-o, Cafeneaua Critică. Încercăm să facem dezbateri culturale pe teme cât mai la zi, acoperind cât mai multe, dacă se poate, toate domeniile culturale, într-un sens și uneori mai focalizat artistic, dar și într-un sens mai larg sociocultural. Am avut chiar la un moment dat și în preajma, nu mai știu cărora dintre alegerile recente, am avut o seară cu analiști, comentatori politici cu care n-am discutat șanse electorale și n-am făcut campanie propriu-zisă pentru nimeni, ci am discutat despre starea culturii politice în România perioadei, în zona de expertiză, una din zonele de expertiză și a lui Daniel Barbu. Daniel Barbu, actualul ministru al culturii, cunoscut și ca debator politic, o figură foarte activă în mass media, în România ultimilor ani, reprezentant în guvern acum al Partidului Național Liberal, care l-a invitat să candideze mai întâi pentru Parlament în anul trecut, în 2012, și apoi l-a desemnat pentru acest portofoliu. Daniel Barbu nu s-a inventat, ca să spun așa, acum, sau în 2012, ca politician. Cum am spus, era mai cunoscut în calitate de comentator politic, de istoric al politicii, de politolog, dar lumea știe mai puțin, nici expertiza sa politică, politologică, nu e un debut, n-a fost debutul de carieră a lui Daniel Barbu. Cei de aici care sunt și există reprezentanți destul de numeroși ai zonelor artelor vizuale, îl cunosc pe Daniel de mult mai multă vreme, pentru că Daniel Barbu a absolvit în urmă cu destui ani Facultatea de Istoria și Teoria Artei, că se chema pe vremea, nu? Așa se chema de întotdeauna. Deci el este istoric de artă la bază, a profesat, a fost cercetător, a scris studii, a publicat, din câte știu, dar o să-ți spun întrebări mai târziu, Daniel, în special pe istorie veche, medievală a artei românești. Bun, pe urmă, istoria țării s-a schimbat și istoriile noastre personale, de tuturor s-au schimbat. Traseul lui de carieră a mers în alte direcții. Deocamdată, încă o dată, bun găsit la Cafeneaua Critică, Daniel Barbu, și încă o dată mulțumesc că ai acceptat invitația. Eu îți mulțumesc mult pentru invitație, cred că suntem aici oameni care ne cunoaștem de cel mai bine. Sunt peste 40 de ani, aproape indecent. Suntem împreună cu colegul meu de clasă, Ne știm din liceu. Noi am făcut același liceu. Ceva atunci, liceul Nicolae Bălcescu, era denumirea, cum să zic, vopsită, cum să-i spun, peste Colegiul Național Sfântul Sava. Astăzi se numește din nou Sfântul Sava, crește, dar în comunism instituțiile cu sfinți au fost rebotezate. Am fost în aceeași serie, în clase paralele, deci ne știm de multă vreme și știm tot de atunci de preocupări culturale, pentru că nu numai eram colegi de serie, dar pe vremea aia erau niște întâmplări de tip cenachier, de tip scris de poezie, Cristian Popescu, împreună cu colegii noștri, cu un an mai mici, Alexandru Darie și Cristian Popescu, am făcut niște mici isprăvi pe acolo, am mai și stârnit unele valuri.
Dar, în fine, nu o să ne întoarcem poate chiar atât de mult în urmă. Sau, haideți să ne întoarcem și mai mult în urmă și foarte pe scurt, am să te invit, am să te rog, să ne spui două vorbe despre mediul din care provii. Înainte de răspuns, invitatul meu de astăzi seară este un politician în funcție și îmi dau seama și din prezența în sală a anumitor persoane de aici că sunteți foarte interesați de ce face el acum, de cum se prezintă nu numai starea culturii românești la anul 2013, cum am intitulat întâlnirea noastră, ci firește despre cum gândește politici publice în domeniul responsabilul guvernamental și ce anume putem să îl întrebăm, putem chiar să-i cerem socoteală sau putem să-l ajutăm, să-i sugerăm să fim împreună în a ajuta la un cât mai bun vers al culturii române. Dar până atunci, întotdeauna la Cafeneaua Critică profit de prezența invitaților mei pentru a reconstitui cariere, pentru a face portrete intelectuale. Daniel Babu este un remarcabil intelectual al culturii românești contemporane și aș vrea să facem rapid și o schiță de portret, dacă ești de acord, Daniel. Ești bucureștean, ești născut aici, liceu, facultate, totul în orașul nostru comun. Microfonul nu se întâmplă. Da, acum e bine. Da, e urtea mea natală și părinții sunt bucureșteni. Din ce fel de familie provii? În termeni social, general, nu din partea mamei, biografice, ca într-un interviu de o familie care cred că sociologic ar putea fi descrisă ca burgheză, adică o familie bucureșteană cu rădăcini, dar cel puțin atâta putute și prea la începutul secolului al XIX-lea. Din partea tatălui, într-o familie de mici proprietari funciari la origine din Ardeal, care au trecut înainte. S-au stabilit în partea asta a țării. Nu, nimic extraordinar. Ce meserie aveți? Mama era biolog, a lucrat toată viața într-un laborator, într-un spital. Și tata a fost matematician și inginer. Cercetător toată viața. A lucrat pe șantiere, a lucrat în laborator de cercetare. Deci, cu mult subînțeles, orientarea ta umanistă profesională nu pare să aibă stimulente în meserile părinților? Sau... Nu, deloc. Nu există un... Cred că bunicul și străbunicul din partea mamei au fost avocați. Partea tatei, agronom. Nu, chiar mama m-a încurajat foarte mult, a avut întotdeauna așa o inclinație către... M-a dus la operă de la 5 ani, când se năbătiseam pe vremea la operă. Am descoperit-o târziu. Dar tata a fost profund dispus când mi-a spus că ceea ce vreau să fac. Recunosc că ceea ce vreau să fac cu adevărat și azi mă consider un jurist tratat, că era dreptul. Vrei să duci mai departe standardul? Nu neapărat, nu. Cred că eram într-un fel și fără să-mi dau seama exact în ce măsură și în ce fel, ceea ce iată am devenit în foarte puțin timp. Adică mă interesa foarte mult tipul de legătură socială și din câte citisem în cărțile război, din câte războisem biblioteca de acasă, care nu era neapărat foarte mare, dar, mă rog, era oarecum consistentă, o bibliotecă pe care, ca tânăr, o recunoșteam. Cei care sunt acum mai tineri decât noi, nu mai știu pe vremea când eram noi la liceu și chiar în facultate, mergeai în antichariatele bucureștene și puteai să-ți faci o idee foarte clară despre cum arătau bibliotecile bucureștene în anii 20. 30, sigur, cărțile erau vândute de cărți franțuzești, cu o mulțime de exemplare, marile tratate de drept, literatură,
Rönegher nu cât un raft așa îl găseai în, aproape în fiecare anticariat, uneori cu autografe. Deci erau anumite imagine despre... Și în anticariatele bucureștene din anii 50, deci după instalarea regimului comunist și după ce s-au desfăcut casele vechi aristocrații, încă s-au mai putut face spectaculoase colecții de carte veche, de cărți europene cu autografe ale marilor romantici francezi, de exemplu, și alte lucruri de felul ăsta. Eu țin minte, așa ca anecdotă, dar nu știu care neapărat o semnificație, că mi-am cumpărat-o, nu aveam acasă, dar am avut de ales, cred, între 5-6 anticariate, fiecare aveau 2-3 serii, nu ediția primă, dar uneori ediții foarte frumoase, de lux, Michelet, istoria Franței. Diverse ediții, a doua, a treia, a patra, a cincea, toate din secolul XIX, unele 9, altele 16 volume. Adică am stat pe gânduri vreo 2 săptămâni care dintre ediții să mi-o cumpăr, ca să aibă cei mai tineri ideea despre ce erau anticariatele în anii 70. În anii 50 le cunosc. În anii 50 împreună nu eram frecventator de anticariat. Dar știm. Da, știm, evident. Bun, deci ai spus o mediu sociologic vorbind burghez, da, clasă, sau clasă de mijloc, clasă mijlocie, fără profesiune, frigis umaniste, nu, dar, deloc. Dar avocatura a însemnat totuși la generațiile vechi, era o meserie destul de apropiată totuși prin retorică și prin ținută culturală, intelectuală și de meserile umaniste. Și spui și de o bibliotecă destul de consistentă în casă. Da. Bun. Opțiunea primă, istoria artei? Nu, n-am fost opțiune. Păi, e foarte simplu când am fost vremea să dau examen de admitere la facultate, în timpul nostru așa era. Acum nu mai există, am impresia, probabil nicăieri, poate doar la medicină. Se mai întâmplă aici pe acolo și se discută despre reintroducerea propriilor admitere ca să ne filtrăm mai bine mușterii. Se introdusese, cred, din 75, noi terminând liceul în 80, o recomandare din partea organizației... Nu, facultatea ai terminat tot în 80, ne-am terminat liceul în 76. Da, în 76, exact. Acum ne dăm noi tinerei, dar totuși... Exact, în 76, da, greșit, în 76, trebuia să dau examen la facultate și un an înainte, în 75, care e un an important pentru cultura, mediul academic românesc, e un an de, mă rog, concentrare de instituții suprimare, de control al... Ea exista din 71, cred, a devenit extrem de activă, uneori opresivă, Academia de Științe Sociale și Politice, de pentru CCA, PCR, care a preluat institutele Academiei Coordonare, și un an înainte se introdusese recomandarea din partea organizației tineretului comunist din liceu pentru una din următoarele facultăți. Drept sau filozofie istorie, care erau împreună, erau deja două versante, dar facultatea era aceeași cu examene de admitere diferite. Drept care ai amintit de mișile zănăticii care le făcusem în liceu, erau și alte lucruri, drept care am cerut recomandare, eram foarte disciplinat și nu mi s-a dat și atunci... Deci ai vrut să faci direct dreptul. Da, da. Și nu mi s-a dat respectiva recomandare. A fost o nesăbuință să fac dreptul, îmi dau seama acum și din punct de vedere intelectual am ajuns să descoper după puțin timp intelectualmente era nulă facultatea de drept pe vremea aceea și în același timp nu te trimitea spre profesie. Aș fost ca mulți din absolvenții de drept, Doamne ferește, nu e lemn aici, știu, în 89 m-ar fi prins procuror sau judecător, dacă... Nu, cred că cei mai mulți absolvenți erau, deveneau ce se numea ca de jurisconsult. Jurisconsult la întreprindere, exact. Dar mulți erau și procuror. Da. Ce știam eu la 16, 17, 18 ani când, mă rog, asta era în mintea mea că aș fi vrut să fac. Sigur, a doua opțiune, une era filozofia. Nu ne-a... Unde iarăși trebuia accept. Da, deci cele trei erau considerate, nu știu, în mod sensibile pentru partid. Adică
tovarășii studenți trebuiau să prezinte anumite garanții moral-politice. Ca să devină profesor de filozofie, de istorie sau juriști. Și să nu profeseze în dreptul socialist. Dar sigur, eu nu aveam, vă dați seama, la 17 ani o viziune atât de complexă. Era așa un gând. Și următoarea știință socială, pentru că cei care au avut bunăvoința, Alexandra Demetrescu aici, să arunce o privire asupra lucrurilor pe care le-am scris în istoria artei, sigur, medievale, am văzut că întotdeauna m-am tratat domeniul ca pe, să spunem, domeniul de margine cu științele sociale, dacă nu de-a dreptul subdomeniu al acestora. Și atunci am făcut raționamentul respectiv și am socotit că istoria artei este, să spunem, a treia opțiune, cea mai bună care stă în față, era sigura posibilă. Adică la filozofie istorie, deci la istorie trebuia accept, nu se putea, dar la istoria artei nu era nevoie. Nu, la istoria artei niciun fel nici vorbă. Viză oficială. Nu, ca și la filologie, ca și mai peste tot. Ca și la matematică, ca și la nu se punea problema să mă duc la politehnică sau în locuri de tipul ăsta, nu aveam cunoștințele necesare, că nu tratasem de universitate, în liceu și de fizica. Deși am făcut, asta e un, ca și tine, cred, am făcut reală, pentru că colegii pe care am pomenit, Cristi Popescu, care nu mai e, și Lucu Darie, au fost la UMAN, dar în seria în care am fost noi... Doi ani după noi. Doi ani după noi, dar în seria în care am fost noi, sistemul era înainte de introducerea sistemului dreptelor, după clasa a noua era comună, la sfârșitul clasei a noua se depuneau opțiuni. Da, eu mi-am amintesc foarte bine, știu că am suferit. Și pentru ce? Pentru real sau uman. Și în seria noastră de șase clase, țin minte, și acum au fost 12 opțiuni pentru uman. Deci nu s-a constituit nicio clasă de uman. Abia la 2 ani după noi au fost 30 de opțiuni pentru uman și s-a putut constitui clasa. Nici după noi nu s-a constituit clasa de uman la liceu Bărcescu, Sfântul Sava. Da. Adrian Guț a fost și el... E nevoie pentru că înregistrăm. Eu am fost ultima serie de uman, care a fost optat pentru uman la Sfântul Sava, până înaintea voastră. Nu, și după noi, două serii după noi, Cristi Popescu și Lucu Darie, nu, au fost la uman. S-a făcut clasă de uman. Și cred că ei au fost ultimii, care după aceea s-a introdus sistemul de trepte, mi se pare, s-a dizolvat real uman. De ce mi-amintesc foarte bine? Pentru că probabil că aveam un fel de impertinență pe care o ai la 15 ani, în multe cazuri. Și știu că m-am dus la profesorii, când a început clasa 10, m-am dus la profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie și le-am spus, probabil că nu astea au fost cuvintele, dar sensul era următorul, sunt aici împotriva voinței mele. Eu am vrut să fac uman, nu am reușit, să nu aveți mari pretenții de la mine pentru disciplinele pe care le respect, dar nu... Așa. Deci, și-am beneficiat de oarecare toleranță, adică am reușit să termin liceul fără să dau, ca să spun așa, rezultate foarte strălucite la toate aceste licee. Înainte să pun întrebarea următoare, v-aș invita, dacă mi se pare potrivit, dacă face plăcere, se poate sta, de exemplu, pe lateral, ca să nu stați în picioare, că deja e multă lume în picioare. Încercați să mai găsiți locuri, se poate sta și în alte ore. Dacă vă face plăcere, cum considerați? Bun, istoria artei și anume, înțeleg, o opțiune de epocă mai îndepărtată, în care arta însăși nu era automatizată, ca să spun așa, în sens modern, estetic. Care noi folosim acest limbaj astăzi, dar nici atunci nu cred că ce spun acum arta medievală, cum am tratat eu ca știință socială,
sau în marginea științelor sociale, vine ceva mai târziu. Nu cred că pur și simplu începusem să fiu mai ager și să reperez oarecum coordonatele spațiului în care aveam să trăiesc și mi-am dat seama că dacă mă voi ocupa cumva de lucruri foarte contemporane, incidența ideologicului, șansa de a te întâlni o anumită comandă politică e mai mare. Pe când, știu eu... Cătălina, te mergeți acolo. Să scrii despre... Da, uite, sunt și două locuri aici, dar ei sunt mai... Nu o să vină chiar lângă noi, dar uite acolo, în al doilea, din lateral... Vă rog, vă rog. Deci să scrii despre secolele 14, 15, 16, mi-am dat seama, nu era ceva de un enorm interes pentru, să-i spunem simplu și oarecum incorrect, cenzura epocii. Deci te lăsau în pace, era ceva complet marginal și nu era... De altfel a fost un fenomen despre care am auzit după căderea regimului comunist, poate chiar și înainte. Dar mai în privat. I-am auzit în public vorbind pe istoricii propriu-ziși, pe istoricii istoriei politice, care au explicat că refugiul multor personalități, cercetători, mai istorici ai noștri, în deceniile de regim comunist către istoria medievală, a fost o formă tot de acest tip de evitare a cenzurii, pentru că cenzura cerea, regimul oficial cerea o modelare, o rescriere, să spunem, a istoriei în sens ideologic, mai ales pentru perioadele recente, evident. Din ce epocile îndepărtate interesau mai puțin, puteai să te ocupi de nu știu ce detalii din secolul nu știu care, de mult, nu intervenea decupajul ideologic. Că ironic, chiar în 89 am publicat un articol, e adevărat, într-o revistă românească, dar care publica în limbi străine de europei, un articol despre manuscrisele din, nu mai țin minte exact titlul, dar în orice caz făceam un studiu oarecum statistic, descoperisem istoria serială de tip francez, Pierre Chonu, și încercam să fac astfel de lucruri, mai făceam deja istoria artei, deci mă mutasem spre secolul XVIII și exploram mai ales metode de cercetare, nu atât obiecte de cercetare, și oarecum ironic mi s-a părut că descoper că supraviețuirea foarte curioasă în Europa secolului XVIII a manuscrisului. Nu avem în Biblioteca Academiei și în alte biblioteci publice importante din România mii de manuscrise care datează din secolul XVIII, un fenomen fără analogie. Tiparul nu destituie manuscrisul foarte devreme în alte părți ale lumii noastre occidentale, și am încercat să înțeleg fenomenul și m-am uitat și am constatat că cenzura funcționa, erau diverse hrisoave domnești care precizau ce tip de cărți pot fi deja în secolul XVIII publicate, și atunci am lansat ipoteza, ceea ce era ironic să publici chiar în 89, că supraviețuirea manuscrisului, am și folosit termenul, nimeni nu l-a sezizat ca fiind nepotrivit pentru o revistă, să spunem, academică, destinată în general lucrurilor și epocilor ceva mai vechi, am spus că această literatură e un fel de samizdat, în sens etimologic, e autoeditare, nu? Diverși înaintași de-ai noștri din secolul XVIII, din Ardeal, Țara Românească sau Moldova, se autoeditau, scriau, fie copiau alte lucruri, fie încercau ei să facă diverse compuneri, dar și își editau singuri lucrările, nu apelau la tipografia domnească, pentru că ar trebui să aibă o aprobare. Asta doar ca exemplu anecdotic, care sigur acum nu mai prezintă mare importanță, dar știu că atunci, în 89, când am văzut articolul cum a apărut, eram foarte mândru și am zis de ce lovitură am dat cenzurii comuniste. Sigur, era o copilărie. Dar așa erau vremurile foarte diferite. Bun, deci după ce regimul comunist se face țăndări, trecerea ta spre înapoi, cum a venit, spre prima opțiune, e rapidă și firească, și
nu mai țin minte acum, am uitat rapid pe ce date accesibile din biografia ta, ți-ai dat un prim doctorat în istorie. Un doctorat în istorie, dar e oarecum fals. Mi l-am dat la Cluj, unde nu existau doctorate în istorie artei, dar tema a fost nu propriu-zis de istorie artei, dar în marginea circulației artiștilor, operilor de artă în cretane, veneto-cretane, în secolul al XVI-lea românesc. Deci, până la urmă, era o prelungire a ceea ce făcea. Era o prelungire a opțiunii alternative, a soluției de refugiu. Nu vreau să spun că am făcut altceva decât am făcut în realitate. Deci nu e o lucrare de istorie pură și dură, deși am folosit, cum spuneam, și oarecum cu pionierat, metode de studiu, de cercetare serială, comentate din istoriografia franceză, din școala de la Anal, de la care mă revendic, de altfel e unul puținele lucruri cu care mă mândresc până astăzi. Sunt, după Gheorghe Prăteanu, singurul istoric român care a publicat un articol în Anal. Ceea ce cei care știu... Nu știu.